Deci vorbim de 10 milioane și de procedura de achiziție a apartamentelor respective. Este unul din proiecte care l-am propus și l-am discutat astăzi, inclusiv astăzi, cu colegii din Consiliul Municipal. Și a doilea proiect de decizie ține de completarea fondului de rezervă a Consiliului Municipal și alocarea a 10 milioane de lei pentru intervenție în situația respectivă. Deci noi avem 13 milioane de lei economii la ziua de azi din datoria externă, din dobândă la datoria externă. Cu 13 milioane de lei am solicitat Consiliului și am rugat să susțină completarea fondului de rezervă, din care 10 milioane vor merge doar pentru situația la Bulevardul Moscovei. Dar vreau să atrag atenția că noi vom putea intra în clădire doar când ne va permite expertiza tehnică să facem evaluarea la fiecare apartament în ce stare se află. Astăzi noi nu știm cu siguranță câte apartamente vor avea nevoie de reparații sau lucrări de întreținere la lucrări de reparații la geamuri, uși. Știm că lifturile sunt deteriorate și întreprinderea municipală Lift Service din contul întreprinderii va repara toate lifturile pe etaj. Știm că 6 apartamente sunt distruse, dar probabil că sunt mai multe apartamente care vor avea nevoie de reparații. Deci 10 milioane vor fi alocate în fondul de rezervă pentru intervenție, dar decizia cât, care suma exactă pentru ce lucrări va fi luată doar după ce Comisia Primăriei va merge în fiecare apartament împreună cu proprietarul să constate daunele aduse apartamentului.